Dumnezeu ne-a creat pe noi din iubire și pentru iubire. Și atunci noi suntem datori să întoarcem această iubire. O fetiță de 13 ani, fiind întrebată ce este aceea credință, a răspuns așa: Dumnezeu ne-a dat nouă viața și noi, dacă avem obraz, și a pus în paranteză, adică credință, i-o dăm înapoi. Dacă noi înțelegem că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât și-a dat pe unicul Său Fiu pentru noi, atunci sentimentul de recunoștință și de iubire care se cere a fi reîmpărtășită ne va copleși în așa măsură încât nu o să vrem decât să fim niște copii cu minți. Nu o să vrem decât să rămânem într-o stare de ascultare. Și prin asta noi putem să dovedim că îl iubim pe Dumnezeu mai presus decât iubim orice altceva, inclusiv pe noi înșine. Să fim conștienți cât de mult ne iubește Dumnezeu și să încercăm să mulțumim pentru asta. Așa vom rămâne și în ascultare și vom simți și ce înseamnă iubirea.